ce se întâmplă în ultima lună, în ultimele două luni, practic, este fără precedent. Sunt înregistrate foarte multe domenii care au în compoziția lor numele coronavirus, COVID. Ele sunt folosite pentru phishing, sunt folosite pentru a transmite mesaje, mail-uri infectate către utilizatori pentru a le prelua controlul acceselor, a sistemelor. Cum spuneai și tu mai devreme cu situația ipotetică, sperăm să rămână doar ipotetică, sunt foarte mult atacate spitalele. Spitalele pentru că în momentele acestea îți dai seama la ce presiune este pe medici, pe toate echipele din aceste spitale, să mai ai și un atac cibernetic care să scripteze datele pacienților sau laboratoarele de analize în așteptarea acestora sau chiar institute de cercetări care în această disperare de a găsi vaccinul se investește foarte mult. Atenție, un lucru foarte important, se investește foarte mult. Hackerii știu că s-au alocat bugete impresionante către spitale și evident că vor și ei o bucățică din aceste bugete. Drept pentru care ei atacă aceste spitale pentru că ele și ca alte companii sunt incorrect securizate. Bine, este o situație de criză în momentul de față. Evident că toate măsurile de securitate pe care ai fi putut să le iei sau ar fi trebuit să le iei erau cu mult înainte ca acest atac să se întâmple. De aceea noi simulăm atacuri cibernetice controlate tocmai pentru a preveni astfel de situații. Sunt foarte multe fraude. Dacă vreți să vorbim despre fraude cibernetice, putem să discutăm despre acest aspect. Pentru că în dark web sunt tot felul de metode din acestea de a exploata, cum spuneam, panica, teama. Sunt tot felul de site-uri prin care ai putea să donezi pentru spitale. Evident că sunt false. Cum spuneam, hărți care îți arată pe raza județului, pe raza zonei în care tu locuiești, îți arată persoane infectate, evident că sunt site-uri contrafăcute. În zona dark web, în zona hackerilor, se tranzacționează inclusiv fiole cu salivă infectată cu COVID, adică este extrem de exploatată această pandemie în toate formele de către hackeri.